Videoministrul Transporturilor prezintă etapa lucrărilor din centura de capital, 13% din lotul 3 Bragadiru, Joița. Producătorul grec înregistrează întârzieri și a fost penalizat cu peste 2,3 milioane lei. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindanu, prezintă etapa lucrărilor în Capital Belt, specificând că în lotul 3 Bragadiru, Joița are o etapă fizică de 13,36%. Potrivit Grindanu, The Greek Builder înregistrează întârzie și a fost penalizat până acum cu peste 2,3 milioane lei, relatează News.ro. Drumul centurii din Municipalitatea din București Sud. În lotul 1, Globe, Vidra, lucrările au ajuns la o etapă fizică de 47,65%. În lotul 2, Vidra, Bragadiru, lucrările au ajuns la o etapă fizică de 63%. Producătorul turc evoluează bine în aceste două loturi și, în acest ritm, lucrările vor fi finalizate anul viitor, așa cum este oferit de contract, scrie Grindanu pe Facebook. În ceea ce privește lotul 3, Bragadiru, Joița, lucrările au ajuns la o etapă fizică de 13,36%. Producătorul grec înregistrează întârzieri în presupusa tabel, care trebuie să se recupereze pentru a finaliza lucrările anul viitor. Din cauza întârzierilor, chiar și în faza de proiectare, CNAER a penalizat constructorul cu peste 2,3 milioane lei până acum, anunță ministrul.